După părerea mea, și am mai spus-o de nenumărate ori, televiziunea este unul dintre principalele cauze ale degradării societății noastre. Asta cu așa vrea publicul. Vă rog să nu mai dați niciodată, că e una dintre cele mai mari minciuni posibile. Dacă îi dai omului junk, junk mănâncă junk de vine. Există o piață formatată de ProTV, în care regula este the winner takes it all, și cine ajunge primul cu ratingul cel mai mare, ia acea primă de primul loc. Ăsta e demența, alergatul după primul loc, care mi se pare nu numai o demență, ci și o prostie. Pentru că primul loc înseamnă că tu ai un auditoriu care nici măcar nu se spală pe dinți sau pe mâini. Adică cu ce te mântrești? Când spui, am avut cea mai mare audiență aseară. Pe cuvântul tău. Eu cred că lucrurile au început să o ia razna în momentul în care știrile au început să concureze reality show-ul. La știri a început la un moment dat această manieră de a plusa foarte mult pe emoțional. Mai întâi am început să punem muzică pe materiale ca să sporim dramatismul. Pe urmă am început să invităm la televizor numai oamenii care vând foarte bine, care sunt appealing, care vor șoca, și i-am neglijat pe cei care chiar aveau ceva de spus. Încă o dată, am făcut toate lucrurile astea. Și eu și cei mai mulți dintre colegii noștri. Deci problema pleacă de la ceea ce îți propui să faci cu un program de știri. Dacă noi urmărim cu un program de știri să obținem audiențe ca la Vocea României sau la Suleiman Magnificul, cu siguranță suntem razna totală. Pentru că un program de știri nu trebuie nici să te distreze, nici să te seducă. Nu te uiți la știri pentru că vrei să te distrezi un pic. Te uiți la știri pentru că ai nevoie să te informezi, pentru că te uiți la știri pentru că vrei să gestionezi un pic mai bine viața. Veștile pe care le vei da publicului tău nu vor fi întotdeauna pe placul publicului și nici nu trebuie să fie așa. Dar unele vești vor fi foarte proaste. Dacă noi ne propunem să oferim publicului ce crede el că vrea să vadă, ceea ce îl va șoca și să-l țină țintuit acolo în scaun și nu mai are puterea să mai schimbe canalul pentru că este atât de șocat, avem un problem. Eu aș propune să ne gândim cu toții, dacă n-ar fi cazul, să fim mai atenți la panelul care este ales atunci când se introduc pipermetele în casele oamenilor. Pentru că eu cred că nu asta este calitatea românilor. Eu cred că nu acestea sunt dorințele românilor, tot felul de scârboșenii care se dau chiar la ore de maximă audiență. Eu cred că dacă întreb pe cineva de aici, sunt absolut sigur că oameni care, iată, de bună condiție, eu cred că n-aveți pipermetru în casă. Ce s-a întâmplat? Într-un sistem, din păcate, asta economia nu permite deocamdată un sistem performant de măsurare, sau n-a permis, a făcut ca pipermetrele să intre în casele unor oameni nevoiași, care, în trecut, pentru o pungă de mălai și un litru de ulei, au acceptat un pipermetru în casă și știți foarte bine cât de complicat îl operezi. De asemenea, știți foarte bine că dacă sistemul de măsurare nu primește noaptea răspunsuri de la un anumit procent important de case, el este invalidat, sistemul. Și atunci există o presiune și pe cei care fac măsurători să distribuie aceste aparate acolo unde și primesc răspunsuri. Și o să constatăm că largi categorii de români nu sunt reprezentate în panelul respectiv. Repet, nu vreau să acuz agenția de măsurare, pentru că toate s-au confruntat cu aceleași probleme. Însă, cred că am putea deja, având în vedere era digitală în care trăim, să propunem respectivei agenții să se consulte cu cele 3, 4, 5 mari societăți de cablu, care astăzi, și vă spun în mod sigur pentru că am colaborat la dezvoltarea unor asemenea sisteme, astăzi aceste companii mari de cablu pot deja măsura live audiență. Da? Și se pot face niște corelații, niște corecții împreună cu actualul sistem de măsurare al Kantar Media, ca împreună măsurătoarea să fie mult mai corectă, iar distribuția
în panel a caselor să fie mult mai reprezentativă. Deci cred că aici, dacă umblăm, vom constata cu toții că nu suntem nici atât de voyeuriști, nici atât de violatori, nici atât de cretini și nici atât de tâmpiți. Adică eu sunt absolut convins că nivelul este mult mai sus. S-a constatat acest lucru în toate țările în care s-a trecut de la o măsurătoare ieftină, în urmă cu 20, 30, 40 de ani, la măsurători din acestea de tip digital. Confuzia breaking news-ului și a news alert-ului și a altor semnalizări agresive, stereopate, e determinată pur și simplu de galopul pentru o audiență, care a transformat profesionalismul într-o coană cu orice preț. Foarte mulți producători fac asta. Îngălbenesc ecranul repede, bagă câte o tâmpenie și sunt socotiți de către colegilor, de către șefilor, foarte buni profesioniști. Da. Cum ieșim din asta? E imposibil de ieșit, cum a zis Liviu. Câte vreme concursul e cine iese primul, am dat-o de gata. Știți foarte bine că meritul nostru, în ghilimele, este că de 23 de ani am dat publicului românesc Rumeguș. Ne trebuie cel puțin 23 de ani ca să-i dăm altceva, ca să-și revină. Haideți să fim niște oameni onești. Există drepturile omului. Există dreptul sacrosant. Nu putem să educăm publicul după cum dorim noi. Nu putem să obligăm publicul să-și trimită copiii la școală. Nu avem acest drept. Există dreptul fundamental la prostului să rămână prost. Dacă el se simte bine uitându-se la o TV, la știu ce subproducție pe care noi venim aici ca niște mari academicieni și cum îl certăm, nu avem dreptul. El e fericit în modul care e, nu dorește să citească o carte, el se simte bine în mediul său, nu putem să-i civilizăm, să-i educăm cu forță, nu că spuneați, dreptul prostul chiar nu e prost. Haideți să nu ne ascundem după deget. S-a ajuns la difuzarea acestor imagini din școli, la tot ceea ce incriminăm la ora actuală și în această ședință și prin articolele de presă, difuzând în direct revoluția, procesul, execuția soților Ceaușescu, mineriadele, luptele de stradă, justiția se face la televizor, politica se face la televizor, totul se face la televizor. S-a ajuns la această situație pe care, ipocrit să spunem așa, o incriminăm acum, fiecare dăm cu degetul spre Canal D, fiecare dăm cu degetul spre Pro TV, Antena 1, Realitatea, RTV și așa mai departe, tot din cauza, până la urmă, din cauza noastră, iar momentul îl reprezintă decembrie 89 și așa s-a perpetuat, până acum, în 2013. Toată lumea se plânge și nu numai cei care sunt de la televiziune de știri, de presiunile comerciale. Ca și când ar fi un lucru nou care ne lovește și suntem încă obișnuiți să lucrăm ca pe vremea când se lucra numai la stat. Evident că există presiuni comerciale, evident că există o criză economică care va fi cu noi multă vreme și că nu vom mai trăi cum trăiam până în 2008, chiar și în România. Și evident că atunci când există asemenea presiuni, vor dispărea de pe piață o parte dintre actori. Când eram mic, făceam liste cu numărul, cu numele mărcilor de mașini. Erau zeci de mărci de mașini. Iată, uitați-vă, astăzi să vedeți cam câte au rămas pe piață. Au apărut și câteva noi, dar în general sunt mărci care au dispărut. Așa se va întâmpla și cu televiziunile. Acest business al televiziunilor se desfășoară, ca să mă exprim așa, pe un teren care a fost concesionat de CNA, în baza unei legi. A fost concesionat ca și multe terenuri agricole sau intravilane cu mare ușurință. Așa se face. Problema nu e că e o minune că OTV a fost închis. Minunea este că a fost licențiat. Și a fost licențiat de două ori. Dacă ar fi existat un caiet de sarcini sau un contract mai clar între CNA-urile de atunci sau CNA-urile de astăzi și cel care vine să ceară un post de televiziune, poate că n-ar fi fost licențiat. De curând, datorită unor presiuni de diverse naturi, s-a produs o ruptură la unul din marile canale de știri și printr-o oarecare, să zicem, scamatorie de altă natură, a apărut încă un post de știri. Și el a fost licențiat. Probabil tot cu ușurință. Și iată că n-a trecut decât un an și ceva și e mai curând tabloidizat decât post de știri. Pe mine mă doare iarăși că se face o confuzie gravă
între presă și entertainment. Suntem judecați adesea cei care încercăm să mai facem jurnalism, mă rog, cât se mai poate face jurnalism în lumea asta destul de denaturată din punct de vedere al agonisirii informației. Suntem asimilați celorlalți făcători de show-uri de televiziune care au un alt scop decât regulile jurnalismului. Și atunci ni se pun suprareglementări în zona presei, pentru că în zona entertainmentului se întâmplă nu știu ce. Tocmai de aceea, de pildă, eu personal și cred că nici colegii mei nu înțeleg de ce ar trebui să semnăm această declarație care ni se propune în mapa pe care am găsit-o aici. Este o declarație despre nimic, de fapt. Este o declarație care definește ceva ce toți, cu toții știm. Vorbește despre libertatea de exprimare fără să vorbească despre garanțiile exercitării libertății de exprimare. Dacă s-ar fi propus și astfel de garanții, cum spunea și omul ăsta, dacă instituțiile publice ar fi intrat și ele în vizorul CNA, printr-o reglementare care să le oblige ca zisa lege a accesului liber la informație să fie cu adevărat aplicată și așa mai departe, poate că ar fi meritat această discuție. Dar în clipa de față, doar să constatăm că libertatea de exprimare are niște limite care nu contravin altor drepturi, da, scrie în Cartea Europeană a Drepturilor Omului, scrie în Legea Audiovizualului, scrie în Constituție, scrie peste tot acest lucru. Nu înțeleg de ce ea trebuie semnată într-un document care, repet, ar fi mult mai util dacă folosim oglindă cele două lucruri. Eu mă bucur că sunt aici, mă bucur că m-am întâlnit cu foarte mulți colegi de-ai noștri. Poate vom mai avea astfel de prilejuri frumoase, dar mai bine un cântec vesel să cântăm decât un privechi să facem. Adică mi se pare mai folositor.